Bună dimineața! Astăzi este marți și vine video cu mâncare și în sfârșit cred că am găsit un restaurant românesc la care să mergem să fie și mâncare românească, staff românesc și mâncare bună. Este undeva pe lângă Rochetas de Mar, unde suntem noi, se cheamă Pizzeria Diana, ceva genul ăsta o să vă arătăm în momentul în care ajungem acolo. Ia să vedem meniu. Băgați-vă o mică pauză aici. Știu că am zis că încercăm un indian, dar pentru că am ajuns în zona asta și pentru că cineva ne-a recomandat un restaurant super bun românesc, am zis neapărat să încercăm. Exact, că de mult încercăm să găsim un restaurant care e chiar bun să mâncăm și mâncare românească. N-am poate găsit. De data asta e bună mâncarea. Așa, bun. Deci, hai să vedem. Decidem și o să vă arătăm când vine mâncarea. Deocamdată am comandat un ursus. Asta pentru început așa. Păi stai un pic, unde mi-e Dorna? Păi n-avem. Doar ursusul ei. Ești singura de pe acest pământ care are pretenții la apa minerală. În schimb, multă lume are pretenții la bere. Că nu mai știu care îmi plăcea mie acasă. Nu mai țin minte, vezi? N-am mai băut de mult. Oricum, când eram mică, îmi plăcea foarte mult aia de sticlă verde. Fix la fel ca orice bere. Ați văzut video-ul meu în care am încercat 11 beri și toate erau la fel? Se vede bere românească. Am comandat de toți banii, dar ca idee n-am reușit să găsim sarmale. Adică nu mai sunt sarmale. Nu mai are. Eu doar sarmale mănânc autentic de Crăciun atât. Lasă, e bine decât să zic că nu vă recomandăm clătitele, că nu sunt făcute azi. Mai bine așa. Nu știu dacă am povestit, cel puțin nu pe canalul ăsta, de clătite. A? Nu mănânc eu supă, nu mănânc eu ciorbă, nu-mi place, dar... ciorbă de fasole, da. Trebuia să-mi aduc în pâinică, nu așa? Da. Nu-i normal. Hai să dăm înapoi. Nu-i normal așa ceva să-mi aduc în castron. Mi-i trebuia să-mi aduc în... Da, în subțire cu ciolanul, da. Să umple masa. Umplem, sigur. Dar te rog, Adrian. Da, nu, îi aștept. Cârnăciori ortenești, ia uite-i. Mici de la Dedulești, ia uite-i. Speciale aduși cu autocarul. Da, mă, așa, da, vezi? Poftim, uite, mâncare, tată, nu calamarea la plancea, scoici, cum mai zice, caracatiți și alte prostii. Sau, de altfel, ciorbă de burtă. Asta e ciorba mea preferată. Fără, ia. Am burtă. Dai fierbinte. Ia uite ce frumos arată. Și cu ceapă. Ia, ce e acolo? Oh, costiță. Tu n-ai voie, Bobo. Am voie, normal că n-am voie, dar am zis și eu să mă uit și eu la vecini, să văd ce mănâncă vecinii. Usturoi. Mușdei. Cred. N-ar trebui să fie oțet? Un pic de omnit. Ce asta? Patata carbonă. Aha, aha. Mi-a venit tu. Mi-a venit o chestie, dar spâre eu tot. Mamă, ce e acolo? Mi se face rău. Deci fii atent ce e aici, uite. Te încumeți? Da. Uite-l, cum arată. Cum e? Nu e așa bună? Bunicică. Nu e așa bună? Nu. Nu e așa. Bun. Ia de să guși eu, ia. Guși tu, de la mine? Zeamă. Zeamă gust. Bunicică, dar nu prea. Zeamă gust. Vreau ce părere ai tu. Nu, dar nici, să știi, nu e. Dar asta de fasole, asta e bună. Da? Mâncarea ta. Mă, una încă virge. Ia, bagă aici la tine, ha. Vezi că de la Dedulești aduci ăștia. Da. Cine mi-a mâncat aia? Bun? Foarte bun. Bobby este fan mic, eu nu sunt fan mic. Foarte, foarte bun, nu mai vreau. Mi-a plăcut, numai. Mi-a plăcut, nu mai vreau. Mai mulți pentru mine, nu-i problemă. I-aș fi vrut mai făcuți un pic. Mai făcuți? Da. Poftim. Ia ciorba asta. Ia cu muștar. Întingem muștar aici. Mai mergeam un pic făcuți. Da? Așa e. Așa e. That's ok. Da. De când ne-am mâncat mici, nici mai contează. Păi da. Vreți și voi mici? Eu nu mai mănânc.
Nu vreau să zic. Nu știu. Îmi cheamă la Costiță și mai pune ceva. De când mi-am mâncat un mic. Așa da. Așa trebuie făcut în grătar acolo. Băutură multă, să-i uiți pe grătar, de-aia tu ai mâncat întotdeauna făcut de noi pe grătar acolo. Noi, mă rog. Cine făcea? Tu nu. Unii făcea, unii bea. Unii făcea, unii se uita. Unii făcea, unii se uita. Se mai uitau pe grătar. Ăștia n-au fost uitați pe grătar. E normal? Așa ceva? Lasă experiență românească, ți-ai uitat pe grătar. Așa, așa un pic. Nu mai aud oameni și aici, sunt români toți. Poate nu știu că noi facem o glumiță și zice că nu ne place. Ha, el tot să te bagi în cârnați ăștia oltenești. Da, eu nu vreau cârnați oltenești, n-am cerut cârnați oltenești. Eu așa ți-ai adus în loc de sarmale, să știi. Păi eu vreau sarmale. Păi ăștia sarmale. Și când te duci la farmacie, zice, dați-mi și mie. Aia și ce n-are, dar vă dau altceva. Aceeași chestie. Așa sarmale. Bun. August, ca și când porcul a fost omorât cu sabia? Sau? Nu, sunt cârnați oltenești, foarte bun. Păi asta zic, înseamnă că nu sunt oltenești. Nu m-am prins. El s-a prins mult mai repede ca tine. Mintea mea era bla 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 bla, ce zice asta? Și după aia am dat înapoi, am dat rewind și am prins. Analyze text. Da, sunt buni. Dar mai are gust de sabie cum? Da, mama lor. S-a văzut, cred că s-a văzut pe fața mea în momentul în care m-am prins. Ce, nici de ăștia nu mai vrei? O să mai mănânc, dar mănâncă și tu. Dacă își încerc curtița. Deci curtița ai... O pot pune acolo, lângă sumăciori. Încerci? Vrei? Încerci. Stai. Îmi place varsla asta murată, n-am mai mâncat de mult. Asta chiar e în loc de sarmale. Ia cu încredere. Păi da, carne cu varză, vezi? Da, corect. Ce sub altă formă. Că ăsta nu-l dorez. Cum sunt? Cârnați oltenești? Și cârnații mai mergeau făcuți un pic. Nu, sunt ok cârnații. Cârnații sunt mai ok, da. Dar mai mergeau mai prăjiți, mai crocanți. Dar sunt 7000 de muște, deci asta e lasă-i. Poți să fumezi, dacă ți-a zis Bobby că nu. N-am avut niciun de probleme niciodată. Da, dar uite că mă faci un bine să fie așa de aici și să vin așa. Dacă crezi, zici că să duc. Cine vrea un mic? Cine vrea un cârnat? Zici că să duc muștele la țigară? Nu știu. Dă-i forță, dă-i pe ele, hai. Aici? Da, dă-i pe ele să vedem. Hai să încercăm patata carbonara astea. Ceva groaznic ce e aici, ia uite. Oh, ce frige. Ia uite, se vede? Da. Niște cartofi înnecați în brânză, deci ceva... Tu ești înnecat în brânză. Încă nu. De ce? Am zis că mâncăm, ce faci aici? Am zis că mâncăm românește. Cartofi cu brânză și cu șuncă și cu Kaiser, nu e românește? Nu e românește? De cap aici, ca cu tămâia. Cum e ăla? Cum îi zicem ăla? De popa cu el. Tămâie. Cristelniță, cum zice? Nu. Toată lumea știe și-a dat seama la ce ne-am referit. Da, da. Eu vreau să știu cum se cheamă. Ce cauți pe Google? Cum se zice la aia de dă popa cu tămâie cu ea? Popa. Cred că dacă scrie așa, afli. Cădelniță. Nu. Ai mai zis cădelniță? N-am zis, nu. Ai zis, am zis cristelniță. Stai, să verifică-mă, hai. Fii aici. E bun? Da, n-are ce să fie bun. Brânza asta a făcut un capac așa, aia. Cădelniță, da, mă. Aia, mă. Brânza asta a făcut un capac aici și de sub e cald ca în prima zi. Eu ți-am pus capac. Capac și mi-am mâncat și zilele. Toate, nu mai am niciuna. S-a dus. Să zici mersi, cu plăcere. Mă întreabă lumea dacă mă gândesc la pensie. Ce pensie? Mi-am câte zile mi-ai mâncat la 40-45 maxim. Spa. Să-mi lași, știi ce trebuie să fac pentru asta? Te-ai îmbătat cu apă minerală, ia. Să facem asigurare pe viață. Pe viața ta, în caz că pățești ceva, când nu vrei să-mi faci. Ce simplu e să fii femeie, vezi? Ți-l omori pe al tău încet, încet, așa, puțin câte puțin, să nu să nu-ți dea seama. Dar de ce îmi dai mie? Și până la 40 de ani ești liberă ca pasărea cerului și cu banul în buzunar. Și aia e. Mie nu-mi place. Nu? Care brânză. Da, o să vreau, da. Bun cartofi, dar o prea multă brânză. Nu e să-și ceva. Cine vrea? Nu-i prea multă brânză. Nu-i, da, exact, nu-i niciodată prea multă brânză. Și asta... Mâncare, niște papanași, da, mai stă un pic. Hai să vedem și costița asta, uite.
prima dată. Tu mă și miu cu asta. Mamă, ce bun e. Nu mă supăr dacă mai lași. Și Bobby mănâncă, și Bobby mănâncă. Stai cu cuțitul așa un pic. Și gata. Rupe și mie una. Nu este așa ceva, pui mâna pe ea și o rup. Totul meu cu șervețelele, cu mâinile, cu... E bună. E bună. Am mergeam pe făcută. Mulțumim. Ce drăguță e asta. Noroc. Mamă, fii atent. Trebuie să terminăm cu mâncarea. Ah, mă, ce rece asta. Era când a adus-o. Așa, așa de repede. Da, da. Bună. Ce? Bună. Zi, te rog. Bună. Te-am prins, zi. Ne-am mutat înăuntru pentru că erau foarte multe muște afară. Da, ne-am mutat înăuntru pentru că sunt foarte, foarte multe muște afară și am devenit din ce în ce mai rău în măsură ce stăteam la masă. Să vină papanașii, nu? Da. Ana și-a luat de-asta clătită, nu? N-a vrut să ia ceva clasic, papanaș. O să gust de la tine dacă e. Știați că ei nu-i plac papanașii? Mănânc, dar nu e. Mănânc, dar nu e viața mea. Dar clătitele e viața ta? Da. Uite ce s-a murdărit până la urechi. Nu m-ai văzut? Cum sunt? Bune, bune. Ia uite. Clătite. Da. Clătitele și când sunt proaste sunt bune. Bine, deci papanași. Dacă și ăștia mai mergeau... Uite cu ciocolată. Ia-s papanaș cu ciocolată. Eu n-am văzut niciodată papanaș. Dă puțin, te rog. Eu n-am văzut niciodată papanaș cu ciocolată. Niciodată n-am văzut. A găsit? Foarte bun papanaș. Vrei să gust? Nu. Treaba ta. Și ce-i bun. Ia uite ce le face. Merg clătitele alea? Clătitele alea merg? Cum fac eu să iau toată asta aici, zi? Ha? Eu vreau. Moare, Ana, să zbârlește părul pe spate. Te omor. Și cu oamenii ăștia la masă. Nu, o să-l omor, o să fac o crimă în seara asta. Nu credeam că o să faci așa, te-am lăsat să-ți faci nebunia, dar... Bun, cu ciocolată n-am văzut așa ceva prea. E un fel de gogoașă, un fel de haluat, ciocolată. N-are ce să fie, dar nu-i papanaș. Nu-i papanaș. E o gogoașă cu ciocolată, n-are. Mamă, dar super sățioasă ciocolata asta după ta masă. Ai gust de gogoașă. Da, exact. E bună. Avem și un ciupito aici în partea casei. Hai noroc. Noroc. Ăla albastru fără alcool, rușine să fie. Noroc. Ăștia fără alcool. Noroc, sănătate. Păi și tu ce ai avut? Fără alcool? Ce e ăla? Sirop de pădlăgică, nu știu. Ia să vedem ce avem aici. Mai puțin decât la scoici. Da, exact. Și 4 persoane totuși. A fost ok, da? Da. În care românesc a fost ok. Deci recomandăm restaurantul ăsta. Ne-am chinuit noi 6 luni să găsim un restaurant românesc bun, dar am găsit de data asta, deci a fost ok aici. Nu e ca la mama acasă, dar... A fost 50 de euro în două persoane, a fost chiar super mega decent. La cât am mâncat și la cât am
din păcate, lăsat în farfurie. A fost super, super, mega decent. Bun, vă lăsăm, de fapt, vă lăsăm în descriere locația. Și ne vedem mâine. Pa! Pa!